السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Formulele pentru cei care nu au văzut mai devreme prima ediție de fotbal club, de asemenea nou intru. Sepsi, acea victorie cu 3-1, care a fost doar a doua a UTA-i pe teren propriu în sezonul regulat. UTA care a reușit. 3 este înfruntarea din Bundesliga dintre Bayern München și Bayer Leverkusen pe Digisport 4-21. O face direct în afara terenului, repune Eman Bani. A redublat Eman, înapoi pentru Ahmed Bani, centrare cu stângul, foarte, foarte bun pentru o nou promovată. Janusz gol cu o pasă spre Ahmed Bani. Ton, Ahmed Bani oprit aici și va repune de la margine UTA. Ultima oară mingea l-a lovit pe mijlocașul. Ahmed Bani combină cu Răuță. Ahmed Bani avansează, are spațiu acolo și reușește să treacă. Spectaculos de Florin Ilie. Ahmed Bani la marginea careului. Nemeț încearcă să se remarce. Nemeț cu călcâiul, balonul ajunge la Sorescu. Anton aproape izbit de minge aici. Paul Anton a arătat bine acest contraatac al dinamoviștilor. A arătat bine, dar avea doar o soluție, vedem pe această reluare Ahmed Bani, apare târziu Anton, greu totuși să nu reușești să susții atacul, trebuia să vină mai repede Anton, trebuia să vină mai repede Sorescu pe acest atac foarte bun cu Ahmed Bani în prim. Combină cu Bani, deposedat Ahmed Bani, Vorobiovas, Albu recuperează elegant, Bani pentru Anton, Bani, Bani înapoi pentru Eman, sare la Anton, îl deschide pe Bani în adâncime, Bani blocat de Șliakov, Sorescu întâmpinat de Erico, Bani, șut care îl lovește pe Florin Ilie. Încă un corner pentru Dinamo, o acțiune foarte frumoasă, respinsă din fața porții de Florin Ilie, cred, iar acum Roger încearcă să declanșeze contraatacul, urmărit de Bani. Roger deposedat în cele din urmă de Ahmed Bani cu ajutorul lui Stelianofil. Eman se pregătea să centreze, nu trebuie să uităm că este fundaș central de meserie. Ahmed Bani este blocat și îl faultează aici pe Rusu. A pus bine piciorul în fața mingii Denis Rusu, încercând să protejeze și vedem intervenția lui Bani neregulamentară. L-a lovit acolo zdravă în tendon pe tânărul mijlocaș al UTA-i. Doi fotbali acestei partide și atunci însă ca și la penalti a avut o paradă frumoasă. Balaur șutează, Ahmed Bani! Balaur din două încercări reușește să prindă balonul. Șut bun al lui Ahmed Mustafa Bani. Da, splendid, splendid de execuția. S-a hotărât să dea de la 23-24 de metri un șut foarte bun ca intensitate. A jumătate de oră acestui duel, moment în care Dusan Uhrin îl introduce pe teren pe Diego Fabbrini. Iese Ahmed Bani, probabil Sorescu se va muta în partea dreaptă a atacului. Putea să-l scoată pe Janusz gol, spuneam și...